Bine v-am găsit, dragi prieteni, suntem la Drăgănescu. Numele de Drăgănescu vă spune mai mult decât poate v-ar putea oferi o lecție de viață, de istorie și de pace, pentru că aici Părintele Arsenie Boca este viu, este prezent. Aici, timp de 15 ani, într-o nevoință, într-un mare dar și har al lui Dumnezeu, marele duhovnic al românilor, nu spunem numai al Ardealului, ci al tuturor românilor, Părintele Cuvios Arsenie Boca a pictat biserica de la Drăgănescu. Pe o zi ploioasă, la început de an, am venit la Drăgănescu pentru dumneavoastră ca să vă facem o surpriză, să vă facem o bucurie și să insistăm asupra sfințeniei Părintelui Arsenie Boca, pentru că n-aduce anul, ce aduce ceasul, este vorba noastră, și credem că sfințenia sa trebuie să răzbată în toate inimile, în toate gândurile și să ne bucurăm de canonizarea sa. Aici, la Drăgănescu, avem parte de o primire frumoasă, pentru că, chiar cum vă spuneam, dacă plouăsem de prosperitate, ne gândim că în locul acesta, Părintele Arsenie a fost ani de zile, poate chiar aici unde am stat eu, a stat și dânsul de nenumărate ori, a primit pelerinii, a primit credincioșii, a primit în această biserică minunată cu cramul Sfântul Ierarh Nicolae. Și începând din 1967 până în 1983, când s-a sfințit, Părintele Arsenie Boca a lucrat cu timp și fără timp, când Dumnezeu îl descoperea prin darul său, ca să picteze, pentru că icoanele s-au făcut printr-o lucrare absolut genială și harismatică, în timpuri revelate de Dumnezeu, prin revelație, Părintele picta, dar îl primea și necazurile și suferințele oamenilor. Haideți să intrăm în biserică, pentru că suntem foarte nerăbdători să aflăm câte ceva despre biserica de la Drăgănescu, despre pictura bisericii de la Drăgănescu. Și nu sunt un specialist în iconografie, nu sunt un specialist în a putea explica semnificațiile tuturor icoanelor și a scenelor realizate de Părintele Arsenie Boca, dar voi ruga Duhul Sfânt să mă inspire și să putem să vorbim așa cum ne pricepem, cu iertare pentru cei care știți mai multe, despre ceea ce Părintele Arsenie a realizat aici. Curtea bisericii, bisericuța, porțile care ne sunt deschise, ușile pe care Părintele Arsenie Boca le-a deschis de atâtea ori pentru ca să intre, să se închine în biserica de la Drăgănescu cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Deja avem emoții foarte mari intrând în biserică și binecuvântat fiind în locul acesta. Iată, ați ajuns la biserica din Drăgănescu. Iată, dragii noștri, o primă vedere panoramantă cu pictura Părintele Arsenie Boca, cu scenele, cu icoanele, cu sfinții, cu aceste harismatice daruri deosebite. Nici nouă parcă nu ne vine să credem, Mersa Maria, că suntem aici, că reușim astăzi să avem un vis împlinit, un dar deosebit, să fim chiar la Drăgănescu. Mi-am dorit mult și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, care cu drag m-a scris să mergem să filmăm, suntem astăzi aici și haideți să începem chiar din locul acesta, una dintre primele lucrări de har, una dintre primele revelații. Aici este o adevărată evanghelie de desfășurare, o taină a mântuirii noastre, a sufletelor noastre, pentru că tot ceea ce vedeți aici înseamnă răspunsul la marile întrebări ale oamenilor: ce este viața, ce este mântuirea. Poate că vă prezint, iată, etapele succesive din viața omului. Omul, când este în tinerețe, în adolescență, la maturitate, cum trece prin viață, spre Hristos, cei care merg spre Hristos, Hristos care întotdeauna așteaptă în stare de șerpă, răstignit, iată și cei ce urmează până la moarte, până la sacrificiu, cazul Sfântului Apostol Petru, răstignit, așa cum știți, eu, de 29 iunie, cu capul în jos, în smerenie a cerut lucrul acesta. Iar dacă mergem aici, nevoința anaforeților, a monahilor, a monahului care este pentru fiecare un prototip, nu numai pentru monahii în sine,
viața, lepădarea de sine este o virtute, pentru toți ar trebui să fie, cum spunea și Părintele Arsenie Poca, filocalia este pentru toți, aparține monahilor, este cu precădere pentru monah, dar toți ar trebui să învățăm din aceste cărți filmate în filocalie, cum să ne desprindem de rău. Lepădarea de sine, calea contemplației, calea cea grea și minunată a vederii lui Dumnezeu. În același timp, diavolul cu sugestiile sale de viață, cu sugestiile pe care Părintele Arsenie Poca ale păcatelor le-a înfierat întotdeauna, magia, spiritismul, yoga, s-a spus despre Părintele Arsenie Poca lucruri neadevărate, că ar fi avut practici neortodoxe, din păcate influența celui rău este foarte mare în a demitiza adevărul despre Părintele Arsenie Poca, că ar fi făcut imnoză și alte lucruri. Iată, aici aveți dovada că Părintele le înfierează toate lucrurile acestea, toate practicile acestea hiperorientale, să spunem noi, neortodoxe în orice caz, semn că Părintele Arsenie Poca a fost întotdeauna, dar întotdeauna, pe linia cea dreaptă, pe linia dreptei credințe, pe linia ortodoxiei revelate, pe linia ortodoxiei bunului simț. Aici, diavolul, într-o scenă extraordinară, cine o fi, poate este indiferentul din ziua de astăzi, am auzit că la recensământ s-au declarat foarte mulți că nici nu știu ce religie să ia, ce religie să aibă, este diavolul care pune mâna sa peste mintea omului deștept și luminat, în ghilimele, din ziua de astăzi, și care gândește că nu este diavol, deși practic el se apără cumva de influențele credinței, a practicilor religioase pe care le consideră retrograde, le consideră învechite. El se apără de aceste lucruri crezând că este un om luminat. Ceea ce văd și la diavol sunt unghiile roșii, semn că diavolul are unghiile roșii și că practicile sale probabil se înmulțesc și pe pământ în diferite forme. Cu frumusețea luați-o după noi, urâtelor, spune. Este vorba de o altă frumusețe pe care diavolul le spune oamenilor să creadă că ei sunt urâți, că nu sunt decât dacă ascultă de el, devin frumoși. Iată, totul e minciună, spune, adică practicile dreptei credințe sunt de fapt viața religioasă, viața ortodoxă, le dăm cap anumitor oameni că sunt de fapt practici mincinoase, de influențare, cum se spune noi, proastă influențare a celor care cred prea mult în Dumnezeu. Ei, jos de pe cruce, pare, spune diavolul, spune celor care se nevoiesc, rapți ca un prost, rapți prea mult, vă rugați prea mult, postiți prea mult, vine diavolul, nu mai mergeți la biserică, nu mai mergeți la Sfânta Liturghie, nu mai mergeți în locuri religioase pentru că răbdați foarte, foarte mult. Binefacerile credinței, amânarea, spune diavolul, să amânăm pocăința pentru că orice ne-ar da, orice, chiar e de acord uneori să, că și diavolul crede, că vede pe Dumnezeu, dar nu se pocăiește și le cere și oamenilor să amâne cât de mult starea de religiozitate, de a merge la biserică, de rugăciune. Aveți și dumneavoastră, poate în preajma dumneavoastră, oameni care nu vor să vină la biserică, tot amână, că este timp la bătrânețe, că acestea sunt lucruri ușuratice și așa mai departe. Amânarea pocăinței, boia diavolului prin amânarea pocăinței. Mergem mai departe, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus, cum v-am anunțat de la bun început, nu am pretenția să vorbesc ca un cunoscător al lucrării Părintelui Arsenie Poca, este foarte mult, Părintele a avut multe taine aici, e o îndrăzneală, dar îl rugăm pe Părintele Arsenie Poca de acolo, din cer, din rai, din împărăția Sfinților, să ne lumineze în smerenie neputința de a verbaliza adevărul pe care dânsul le-a avut prin revelație și să ne încătuie doar să punctăm câteva lucruri, așa cum probabil și nouă puțin Dumnezeu ne descopere. Este aici, iată, taina botezului, familie creștină care vine la botez, familia unui preot creștin care vine la botez, frumos arătată și îngerul, iată, în starea sa
hieratică, în starea sa luminoasă, care participă, fiecare om primește un înger la botez. Pe Iisus Hristos, spunea Părintele Arsenie Poca, l-am pictat așa cum l-am văzut. Așa l-a văzut. Și știe numai Dumnezeu ce a văzut și ce n-a văzut Părintele Arsenie Poca, cu siguranță că a văzut atât de multe lucruri care iarăși sunt taine și pe care odată și odată se vor descoperi. Probabil dincolo, cum zice Sfântul Apostol Pavel, vom afla totul mai mult, aici din cap prin ghicitură, dar dincolo vom vedea către față, către față vor fi explicațiile care le vom cunoaște. Ne apropiem de aceste imagini ale dreptei credințe, ale sfinților, ale, iată, coborârii, a punerea lui Iisus Hristos în mormânt. Este ceva deosebit, este o scenă minunată, Maica Domnului mereu prezentă, o să vă arătăm imediat, o icoană teribilă și duioasă și frumoasă, așa cum este Maica Domnului, cea mai frumoasă dintre pământeni, frumusețea frumuseților, în icoana care, iată, stă acolo, blândă, dar care chip de copil, ceea ce sugerează nu doar puritatea și fecioria ei, ci faptul că prin ea cerul s-a unit cu pământul. Este imaginea sinodului de la Efes. Ne spune Părintele Paroh cu drag, Efes 431, când ereticul Nestorie a îndrăznit să spună că Maica Domnului a născut doar om. Cum să nască pe Dumnezeu? Termenul acela, Theotokos, născătoare de Dumnezeu. Sfânta l-a spus, iată pe Nestorie aici, care la fel din nou observăm cu mâinile sale, cu unghiile crescute parcă și din care iasă șarpele din el, cu mitra de arhiereu, era arhiepiscop, care se răstoarnă pentru că el pierde practic prin aceasta tot harul preoției sale, a sacerdotului său fiel și de arhierei, participanții, iată, la sinodul ecumenic care s-a desfășurat în 431, este vorba de al treilea sinod ecumenic după ce fusese la Nicea și Constantinopol. Era un sinod important în care trebuia stabilită identitatea Maicii Domnului, valoarea Maicii Domnului care a născut pe Dumnezeu. Pentru că de atunci și Maicii Domnului este așează locul în biserică pe care îl merită. Și de atunci știm că Maica Domnului este mântuitoare, este inima noastră, este sufletul nostru în rugăciune. Fără Maica Domnului nici rugăciunile noastre n-au nicio putere și poate n-au o speranță, o nădejde, că ea este nădejdea tuturor marginilor pământului și sub acoperământul ei trăim, ne rugăm, existăm și îndrăznim să ne apropiem spre cer. Frumusețea acestei imagini și frumusețea sfinților împărați Constantin și Elena, iată-i aici pe cei care au avut marele dar să găsească împărăteasa Elena, care a avut rolul principal, crucea autentică purtată de Mântuitorul pe locul de la Ierusalim, pe Golgota, atunci când s-a făcut și o minune, când a înviat un mort. Probabil cunoașteți mai mult decât mine din Sinaxar și din predicile de sărbătoare, evenimentele de atunci. Iar aici este Maria Egipteanca, convertita, care n-a putut intra în mormânt din ipostaza păcătoșeniei sale în Biserica Sfântului Mormânt, ținută afară de răbdarea lui Dumnezeu, dar în cele din urmă își asumă crucea cuvioșiei, a nevoințelor, a pocăinței. Și în starea sa de pocăință, Maria Egipteanca pornește pe noul drum al vieții, care este drumul crucii. Singurul drum pentru fiecare este valabil pe care se poate construi mântuirea. Puterea crucii învie din moarte sufletească pe Maria Egipteanca, a scris Părintele Arsenie Poca. Sunt cuvintele Părintelui, sunt chiar, e chiar lucrarea Părintelui. Mâna sa a fost aici. Degetul lui Dumnezeu și prin mâna sa a pictat cu har, cu iubire și cu luminare pentru mințile noastre, altfel închise în atâtea și atâtea păcate. Mergem spre iconostas să ne închinăm cu evlavii, pentru că
nu este doar o poveste aici. Este har, aici este lumină. Aici energiile necreate ale Duhului Sfânt s-au răspândit în această lucrare frumoasă. Mântuitorul, Marca Domnului, Sfinții Petru și Pavel, care țin mănăstirea Voronezi, chivotul mănăstirii Voronezi în palme, extraordinar de frumos este. Vedeți către lumină, parcă, cu acel albastru de Voronezi, cu acea judecată de apoi pictată la Voronezi, ca lor aminte pentru fiecare ce va urma cu viața fiecărui, iar dintre noi, a sufletelor noastre. Și, bineînțeles, nu lipsește de pe iconostas Sfântul Ierarh Nicolae, hramul, hramul în acestei biserici. Înțeles că este și Sfântul Arsenie, Capadocianul, ce frumos. Sunt icoanele prasnicale, cum se obișnuiește, apostolii, și ne apropiem de taina spovedanii, cum Părintele Arsenie aici a pictat taina frumoasă a spovedanii. Penitentul care vine cu căință și-și cere iertare și se eliberează de răutatea, de zgura patimilor și a păcatelor, mărturisind, aștept învierea morților, iată, așteptând prin pocăință învierea morților. Taina pocăinței, îngerul care șterge păcatele fiecărui om și, nu în ultimul rând, și judecata sufletului, care este conform învățătorii noastre de credință și conform adevărului la 40 de zile de la ieșirea sufletului, binele și răul, pe un taler, pe o balanță, uneori faptele bune parcă sunt mai puține sau poate mai multe, alteori sunt faptele rele. Aici parcă faptele bune se pun să fie deasupra tuturor răutăților. Că dacă răutățile s-au pocăit și au fost șterse, iată și mântuirea este posibilă. Noi suntem lumea și viața. Nu ne cunoști? Întrebare. Noi suntem lumea și viața ta, care ți-ai făcut-o, chipul nostru după chipul și asemănarea ta. Iată cei ce trăiesc în patim și-au făcut viața și asemănarea, viața după chipul și asemănarea păcatelor, nu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Diavolii care vin, iată, cer sufletele ca niște lei răcnind pe cine să prindă, fioroși, așa cum sunt sugrăviți de Părintele Arsenie Boca, patimile care vin și se năpustesc în lume, iar omul este în mijlocul lor. Fie le primește, fie le respinge, fie se pocăiește de păcate și merge pe drumul virtuții. Sfinții mari ai Ortodoxiei, mucenici, mărturisitori, dar și luptători, Sfinții Curajului, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, așa cum au fost aici prezentați, iată, cu darul și cu pictura, cu lucrarea Părintelui Arsenie, acești sfinți care semnifică, de fapt, nevoia de a merge înainte cu demnitate, în fața prigoanei sau în fața prigonirilor care vor fi și care se anunță împotriva creștinilor ortodoxi, acelor care vor ține de calea adevărată, prigoana se poate naște oricând. Și pentru aceasta este nevoie de modele. Iar modelul nu poate veni decât din rândul celor care au biruit, a sfinților mucenici, care nu s-au uitat ce lasă în spate, au mers înainte, au disprețuit cele ale vieții, cele ale lumii și au mers pe drumul nădejdilor și a biruinței ortodoxe. Mergem mai departe, dragi prieteni, pentru că, v-am spus, în mintele noastre încercăm să vedem lucruri frumoase dintr-o pictură care s-a desfășurat în 15 ani, și spunea Părintele că mai bine de 15 ani. Sunt cuvinte puține și încă o dată ne cerem iertare. Sfinții care vin din întreaga lume, sfinții din ceata dreptilor, ceata mărturisitorilor, Mântuitorul Iisus Hristos, o parte din identitatea Raiului, iată cum sunt, iată cum spune și aici, iar eu, când voi fi înălțat de pe pământ, la cer, e vorba de împărăția cerurilor, îi voi atrage pe toți la mine. Ioan 12 cu 32.
Și părintele Arsenie, știți, e vorba cunoscută, nu mai repetăm, pentru că dumneavoastră cunoaște, spuneam, eu că voi merge în cer, vă voi ajuta mai mult decât pe pământ. Aici, în locul acesta, părintele Arsenie vorbea cu oamenii. Eu cunosc foarte mulți oameni sibieni de ruștii care au venit și care le-a spus părintele chiar în locul acesta pe care călcăm cu nevrednicie, le-a spus atâtea lucruri semnificative despre viața, cum să schimbe viața, cum să renunțe la lume, cum să renunțe la patii. Lumea, iată viața preferată, iată doleanțele. Aici este tot ce vreau pe pământ. Asta este viața pe care o visați cei mai mulți. O viață comodă, o viață în care, iată, două persoane, soțul și soția, într-o tipologie de exprimare modernă, cu toate aturile modei și cu toate aturile vieții plie de slavă de șartă, care stau, telefonul nedeslipit astăzi de om, e mai mult decât inima omului astăzi, telefonul a devenit, parcă părintele profeția. Nu erau atunci telefoanele mobile, dar iată ce spune, are de toate, sufletul meu are de toate. M-am însurat, mi-am rătunjit țarna, mi-am cumpărat milioane de cai putere, iată, caut locuință pe altă planetă. Am înțeles că încep deja să se cumpere spațiile pe altă planetă, pare o glumă acum, dar omul merge cutezător spre lucruri care nu-i sunt de folos. Omul modern, cât mai lejer, cât mai voios în această viață, care nu mai are niciun gând despre rai, și îngerul care parcă se uită, uneori, nu știu dacă nu e înlăcrimat. Păi, dar nu l-a făcut un înger înlăcrimat. Poate că îngerii nu mai au timp de lacrimi, dar îngerul suferă pentru că nu poate să aducă sufletul acestor oameni spre Hristos, spre Dumnezeu, sus totul este gata, chemarea există, e mereu aceea, e continuă, veniți la cină, spune, veniți la cină, veniți la cina lui Hristos, veniți la bucuriile cele veșnice, bucuriile nepieritoare, dar preferabil sunt lucrurile acestea. Din păcate, iată și aici, parcă totul se luminează. Ne-am luminat când am văzut pe Sfântul Serafim de Sarov, Sfântul Croditor al bisericii noastre de pe strada Dealului, acolo și acolo, în ipostasa în care sunt atâția cuvioși, drepți, sfinți, evangheliști, pictați de Mântuitorul Iisus Hristos, cina cea de taină, veniți la cina, spune Îngerul, nu? Veniți la cina eucharistică, veniți la cina care vi-l dă pe Hristos. Pentru că cel ce va gusta din mine are viață veșnică. Cine nu mănâncă și cine nu bea, cine nu mănâncă trupul meu și cine nu bea sângele meu, nu va avea viață în el. Și nu e vorba de viața aceasta, câți ani mai avea pe pământ, 10, 20, 30, 40, să vă dea Dumnezeu sănătate și mulți ani vă doresc. Dar e vorba de viața cea veșnică. Iar aici, dragii noștri, iată etapele existenței umane, că din grădina Raiului, prima pereche, Adam și Eva, etapele succesive ale vieții cu căderea, cu depărtarea, cu bună vestire, iată ce frumos, etapele mântuirii, cât de mult a dorit Domnul să-și aducă fie înapoi spre El, la nunta cea mare, pentru că asta este semnul cel mare și sensul nunții care este semnificată prin redarea apei care devine vin la, în Cana Galilei, pentru că cele trecătoare pot deveni nepieritoare. Totul este să fie Hristos acolo și Hristos la cererea noastră, pentru că Domnul e discret și nu abuzează de libertatea noastră, să ne transforme în vin euharistic și pe noi, cei care suntem astăzi pe drumul mântuirii. Mă uitam la sfinți, au fost pictați și sfinții Ardeleni. Probabil părintele a venit aici în Muntenia să aducă ceva din spiritualitatea Ardealului, semn că toți suntem frați, semn că iubirea trebuie să rămână în comuniune și unitate,
Și iată îi pictați pe Sfântul Ioan Valahul și Sfântul Paisie de la Neamț încă înainte de a fi canonizat. Cine mai poate spune că Părintele nu avea harul Duhului Sfânt când el a profețit două canonizări extraordinare în momentul în care a pictat anticipat pe doi sfinți, actuali sfinți, care atunci erau numai cuvioși. Este o mare bucurie pentru că suntem la Drăgănescu. Suntem aici unde a fost Părintele Arsenie Boca și unde este. Unde a fost văzut de oameni și veneam de peste tot și posteau câte două săptămâni în semn de respect și în semn ca un canon că atunci când vorbești cu un drept trebuie să fii cât mai luminat, mai curat, mai bucuros. Nu știu dacă vom învăța ceva, dar ar trebui toate, spun și eu, ca un preot, ar fi bine, ar trebui să vedem în pictură ceva și pentru viața noastră. Nu știu dacă vom schimba ceva pentru viața noastră, poate mi se va părea prea mult, prea exagerat. Întotdeauna cuvintele cele mari sunt exagerate, dar vă spun, nu sunt exagerate. Pentru că Părintele Arsenie Boca niciodată n-a depășit limita, a respectat adevărul revelației, a respectat pe Hristos, a iubit-o pe Maica Domnului încă din momentul în care s-a întâlnit cu ea pe muntele Atonului, cu Sfântul Serafim de Sarov, că de aceea l-a numit între atâția sfinți, că a primit darul Sfântului Serafim de Sarov și alte daruri minunate. Parcă m-aș întoarce și aștept cumva să fie aici Părintele Arsenie. Și bineînțeles că parcă l-aș vedea, parcă m-aș duce la el să-i sărut mâna și să rog să se să facă un, pună un cuvânt de mântuire pentru noi, nevrednici și păcătoșii care au îndrăznit să venim aici, ca să vă facem o bucurie dumneavoastră. Să fie anul Părintele Arsenie Boca, așa spunem întotdeauna, anul în care îl vom vedea în calendar. Cine știe, cu Maica Domnului totul este posibil. Vă mulțumim foarte mult. Echipa Lumina Lina Sibiu a fost aici la Drăgănescu, o zi istorică. Părintele Cătălin, Dumitran, Maria, care filmează, dumneavoastră, cei care ne însoțiți cu har, cu drag și cu pace. Fiți binecuvântați! Binecuvântare de la Drăgănescu și de la Părintele Arsenie Boca.